filozofie vrei. Filozofie, bon. Da. Spuneți, nu mai amestecam acum în oră. Nu. Deci fiți atenți. Mircea cel bătrân a domnit... Stop. Asta e istoria, asta nu e filozofie, ești nebun la cap. Cum adică, mă? Păi cum adică asta cu... Mircea cel bătrân cu Ștefan cel mare, cu Vlad Țepeș, cu bătăile, cu Burebista, cu Feciu. Asta e istorie, tu ai lipsit la școală, ai uitat că asta era istorie. Bă, poate să fi fost bolnav un pic și, na, să fi lipsit, știi, că nu mai mi-aduc aminte. Deci asta nu e filozofie, a? Nu e, domne, asta e istorie. Stai, mă, și care e filozofia? Păi, filozofia e, de exemplu, atunci când vrei să pari deștept și vorbești tu niște chestii în capul tău și aia care te ascultă, ca să pară și ei deștept, zice, da, am înțeles, dar e tot proști rău, neînțeles, că nu înțelege nimeni nimic. A, deci filozofia e, cum ar veni, o vorbești, dar nu înțelegi. Bravo, mă, asta e. Păi stai, mă, puțin, că așa e la mine cu istoria. Eu vorbesc, dar nu înțeleg, că... Deci cum ar veni la mine istorie, filozofie. Sa, dar tu și pe matematică ești. M-ai prins, că și aia tot o filozofie, și aia. La tine tot e filozofie. Da, mă, uite, dar oricum eu n-am nevoie de astea grele, mă, că aici oamenii e proști, mă. Păi, dar eu sunt pregătit și doctor pe orice subiect, ai văzut și tu. Dar ce crezi că vrea ei? A, ce vrea? Bancuri, mă. Yeah. Eu vreau să le zic de Mircea cel bătrân, să-i luminez la cap, să fie și ei mai deștept, ei nu, mă, știi ce? Bancuri, că să le zic bancuri, să se căcăiască și ei puțin. Deci... Și le zici? Le zic, da. Ce bancuri le zici? Da, limbele, mă. Ia, zi-mi și mie pe primul, că l-am uitat, na. Deci, atât. Ce e mic, verde și aleargă prin pădure. Ce? Castravetele, mă. Asta ai prins, adică ai mic și mergea pe mântare, castravetele. Dar oricum, cel mai tare râd la ăla cu Maria, cu Gheorghe și genul Maria. Marie, ești vie? Da. Păi și de ce nu faci tu o gură, mă? Te-ai prins, nu mai mă bate cu mâna pe alea când râzi. Nu făcea struguri, mă.